În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Preacuvioși și preacucernici părinți, dragi teologi și iubiți frați și surori, dăm slavă lui Dumnezeu că din nou suntem împreună la rugăciune, iar apoi la programul nostru catehetic, pe care știți bine cum l-am intitulat. O seară cu Domnul Iisus Hristos și cu Preasfânta sa Maică. Multă vreme la acest program catehetic ne-am aplecat asupra poruncilor, nu interpretându-ne în spiritul literei, ci încercând să le pătrundem duhovnicește. De duminica trecută însă spuneam că faptul că ne aplecăm asupra poruncilor sau asupra altor învățături ziditoare de suflet nu este pur din dorința de a ști multe, ci toate aceste învățături au un scop. Și ziceam că scopul înspre care ne îndreptăm este sfințirea vieții noastre. Sfântul Apostol Petru, în prima sa epistolă, în capitolul 1, în versetul 15, ne dă acest îndemn, nouă tuturor și la fiecare în parte: după Sfântul care v-a chemat, fiți și voi înși vă sfinți în toată petrecerea vieții voastre. Aceasta e chemarea pe care ne-o face Sfântul Apostol Petru, pe care ne-o face Sfânta Biserică. Și întâi de toate este chemarea pe care ne-o face Domnul Iisus Hristos ca să pășim pe urmele Lui. Și v-am dat și duminica trecută un citat din Sfântul Apostol Petru, de data aceea din a doua epistolă sobornicească, care efectiv rezumă acest efort de a sfinți viața noastră, care este posibil. De n-ar fi posibil, nu ni l-ar fi descoperit nouă Dumnezeu. În primul capitol, începând cu versetul 3, zice Sfântul Petru așa: Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit toate cele sunt spre viață și spre bună cucernicie, făcându-ne să cunoaștem pe Cel ce ne-a chemat prin slava sa și prin puterea sa, prin care El ne-a hrăzit mari și prețioase făgăduințe, ca prin ele să vă faceți părtași dumnezeieștii firi, scăpând de stricăciunea poftei celei din lume. Acesta este țelul, să ne facem părtași dumnezeieștii firi. Numai că la darul ce vine de sus, ce se revarsă în biserică, prin jertfa Domnului Iisus Hristos, la acest dar ce vine de sus, trebuie să adăugăm noi efortul de jos, partea noastră. Și își continuă gândul Sfântul Petru, zicând așa: pentru aceasta puneți și din partea voastră toată sârguința și adăugați la credința voastră fapta bună, iar la fapta bună cunoștința, la cunoștință înfrânarea, la înfrânare răbdarea, la răbdare evlavia, la evlavie iubirea frățească, iar la iubirea frățească dragostea. Căci dacă aceste lucruri sunt în voi și tot sporesc, ele nu vă vor lăsa nici trândavi,
nici fără roade în cunoașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Tragem de aici o concluzie și anume că biserica noastră este o școală care face sfinți. Râvna oricărui creștin, aceasta trebuie să fie, să ajungă sfânt. Și vom zice noi că e un cel greu de cucerit. E o exigență prea mare pentru noi, că suntem neputincioși. Și de aceea am zis că un număr de săptămâni ne vom apleca asupra colecției filocalice, colecție în care ne întâlnim cu niște oameni care au luat în serios cuvântul lui Dumnezeu și efectiv și-au sfințit viața lor. Și atunci, dacă ei au putut, noi de ce nu putem? Pentru că și ei au fost oameni, dar au adăugat ceea ce trebuia să adauge din partea lor și și-au sfințit viața. Și din experiența vieților a rezultat colecția filocatică. Vă spuneam duminica trecută că această carte mare, cu experiențe duhovnicești din viețile sfinților nevoitori, mai ales de la Muntele Sfânt, de la Muntele Athos, această carte mare, alcătuită de doi sfinți, de Sfântul Nicodim Achioritul și de Sfântul Macarie, Mitropolitul Corintului, această carte mare a fost tipărită în 1782 la Veneția și veți zice de ce la Veneția, pentru că Orientul Mijlociu, inclusiv Muntele Athos, erau sub stăpânire turcească. Și la Veneția au găsit posibilitatea de a tipări experiența culeasă din viața părinților. Cine face pelerinaj la Sfântul Munte și ajunge la mănăstirea Simonos Petra, acolo în bibliotecă este un exemplar din ediția Princeps a Filocaliei. Și această colecție filocalică mai târziu a fost tradusă și în limbile celorlalte popoare ortodoxe. Era în limba greacă. Și așa se face că și pe plaiurile noastre a ajuns această experiență duhovnicească și întâi în mănăstirile importante, la Neamțu, la Frăsinei, la schitul Prodromul de la Sfântul Munte, un părinte și altul din colecția filocalică au fost traduși în românește. Mai apoi această lucrare a făcut-o sistematic părintele Dumitru Stăniloae, el adăugând și alți părinți la cei care erau cuprinși în volumul Princeps de la Sfântul Munte Athos. Și părintele Stăniloae, experiența părinților duhovnicești, a așezat în 12 volume, doritorii de frumos, pentru că filocalie e un cuvânt compus din două cuvinte, filocalos, iubirea de frumos, de frumos duhovnicesc, de bunătate. Părintele Stăniloae a așezat experiențele filocalice ale părinților în 12 volume și pe fiecare volum este trecută o sintagmă care definește foarte bine filocalia. Calea cum se poate omul curăți, lumina și desăvârși.
Și vom spicui și noi, pe rând, din experiența acestor părinți. Vom spicui împreună aici, dar acasă, poate mult mai mult, frățiile voastre, vă veți îndulci citind, efectiv și meditând, la scrierile filocalice. Acum vă ziceam și aceasta că la mănăstirea Prodromul de la Sfântul Munte a fost tradus aproape toată filocalia și manuscrisele de acolo le-a luat academicianul Virgil Cântea, Dumnezeu să-l odihnească, un om credincios, care împreună cu Doina Uricaru au tibărit această bogăție de experiențe duhovnicești în două volume. Exact așa cum au găsit traducerile făcute la Schitul Prodromul. Și ele pot fi citite de cei ce iubesc frumosul duhovnicesc. Noi, în demersul nostru, ne vom călăuzi de colecția filocalică lăsată nouă de Părintele Dumitru Stăniloae. Și vă voi spune că primul autor sfânt pe care îl găsim în primul volum al filocaliei este Sfântul Antonie cel Mare. Sfântul Antonie cel Mare figurează și în alte cărți, inclusiv cartea minunată, Patericul, începe cu apoftecme, cu maxime din Sfântul Antonie cel Mare. Sfântul Antonie cel Mare, ca să fixăm perioada în care a trăit pe pământ, sfârșitul veacului al III-lea și începutul veacului al IV-lea. Își avea mănăstirea în Egipt, pelerinii ajung și acum acolo, este și acum o obște mare de vreo 70 călugări care se nevoiesc acolo unde s-a nevoit Sfântul Antonie cel Mare. În deșert, în Egipt, înspre Marea Roșie. Am zis că din ceea ce a scris vom spicui câteva cuvinte foarte înțelepte care ne sunt și nouă de mare folos. Referitor la ceea ce facem noi aici și referitor la ceea ce fac toți cateheții, toți predicatorii, toți cei ce încearcă să picure în sufletele oamenilor învățătură sfântă, iată ce zice Sfântul Antonie cel Mare. Cel ce poate îmblânzi pe cei neînvățați ca să iubească învățătura și îndreptarea, făcător de om trebuie să se numească. Auziți? Toți dascălii buni care îi învață pe oameni să trăiască frumos, făcător de oameni trebuie să se numească. Și un alt gând al Sfântului Antonie cel Mare: cine cinstește pe Dumnezeu din toată inima lui, cu toată credința, pe acela și Dumnezeu îl ajută ca să stăpânească mânia și pofta, căci pricina tuturor relelor vine din poftă și din mânie. Acum e adevărat că din nefericire, noi cei ce încercăm să învățăm pe alții, din nefericire, îi învățăm tot teoretic, neavând noi experiența unei vieți sfinte. Ideal ar fi ca noi să fi avut experiența pe care a avut-o Sfântul Antonie cel Mare, iar apoi a scris ceea ce a scris, pentru că el a trăit respectivele realități. Și atunci, zice Sfântul Antonie cel Mare, un cuvânt care ne doare, dar este realist: Zifța Ava Antonie,
Părinții cei de demult, când mergeau în pustie, întâi se vindecau pe ei înșiși și făcându-se doctori aleși, îi vindecau și pe alții. Deci după ce aveau ei experiența și îi puteau învăța și pe alții. Iar noi, ieșind din lume, mai înainte de a ne vindeca pe noi înșine, îndată începem a-i vindeca pe alții. Și întorcându-se boala asupra noastră, se fac nouă cele de pe urmă mai amare decât cele dintâi. Și auzim de la Domnul Hristos: Doctore, vindecă-te pe tine însuți. Mai are multe cuvinte înțelepte Sfântul Antonie cel Mare. În seara aceasta vă dau doar câteva. Vom vedea altele și duminica viitoare. Referitor la inevitabilul sfârșit al vieții noastre, a scris Sfântul Antonie cel Mare o apoftecmă. Moartea de-o avea omul în minte, nemurire îi este, iar neavându-o în minte, moarte este. Dar nu de moarte trebuie să ne temem, ci de pierderea sufletului, care este necunoștința de Dumnezeu. Aceasta este primejdioasă sufletului. Și atunci, ca să nu-i lase pe oameni în nedumerire, totuși, le-a dat și un principiu foarte simplu de viață, că atunci când ajung la moarte, nici să se teamă, dar prin moarte, de fapt, să treacă la viața veșnică fericită. Și, de fapt, cu această apoftecmă ne vom opri cuvântul nostru, ca apoi, în a doua parte, să vă citim un exemplu de om care și-a pus serios problema sfințeniei. A întrebat cineva pe Ava Antonie zicând: ce făcând vom plăcea lui Dumnezeu? Și răspunzând, bătrânul a zis: cele ce-ți poruncești, ție păzește-le. Oriunde vei merge, pe Dumnezeu să-L ai înaintea ta totdeauna. Și orice vei face, să ai mărturie din Sfintele Scripturi. Și în orice loc vei ședea, să nu te muți de grabă. Acestea trei păzește-le și te vei mântui. Ușor de reținut. Oriunde vei fi, oriunde vei merge, pe Dumnezeu să-L ai înainte, să fii conștient că Dumnezeu e de față și atunci când faci lucruri reprobabile. Orice vei face, să ai mărturie din Sfânta Scriptură și să ai statornicie. Acolo unde ești, să fii statornic. Acestea trei, dacă le faci, zice Sfântul Antonie cel Mare, te vei mântui. Am zis că Sfinții Filocaliei ne vorbesc din experiența lor, dar chiar și pe plaiurile binecuvântate ale țării noastre au trăit oameni cu viață sfântă. Unii au fost canonizați, alții încă n-au fost canonizați, dar în fața lui Dumnezeu ei sunt canonizați. Și Mitropolitul Antonie Plămădeală, Dumnezeu să-l odihnească, într-o carte frumoasă, o dau ca bibliografie, Tradiție și libertate în spiritualitatea ortodoxă, ne vorbește despre un om sfânt.
care a trăit la Tihăstria? Mitropolitul îi zice Ioan, dar de fapt el era părintele Paisie Olaru. Și ce e de remarcat în viața acestui om și altor oameni cu viață sfântă este că sfinții erau niște oameni firești, niște oameni normali, oameni buni. Nu erau justițiari, nu îi judecau pe alții, odihneau pe toată lumea, se făceau tuturor toate. Iar alții care își închipuiau ei că sunt în ghilimele sfinții, nu erau sfinți deloc. De fapt, lucrul acesta îl vedem și în romanul magistral Frații Karamazov al lui Dostoievski. Sunt puși acolo în antipod doi părinți, Ava Zosima cu părintele Ferapont. Ava Zosima, de o bunătate de neîntrecut, și Ferapont, un om justițiar care ar fi vrut să-i trimită pe toți în flăcările iadului. Ei, lectura, după ce împreună vom cânta priceazna pe care o găsim în cartea noastră de cateheze la pagina 35, mai lângă tronul tău, după strană și noi. Întâmplarea are loc la schitul Sihla, aparținând mănăstirii Sihăstria. Pe vremea aceea, prin anii 60-70, umbla prin Moldova, de fapt și prin toată România, unul care pretindea că e nebun pentru Hristos. Zice mitropolitul Antonie, nu știu dacă era nebun pentru Hristos sau era nebun de-a binelea. Ținea niște predici furtunoase, justițiare, și îi speria pe oameni cu focul iadului. Rețineți de duminica trecută că părintele Paisie Olaru cel mai des le vorbea oamenilor de bucuria raiului. Și așa și saluta la despărțire, să ne vedem la poarta raiului. Iată ce s-a întâmplat. Ava Paisie a ieșit din chilie să-l vadă și să-l asculte și el pe nebunul care era într-un fel celebru. Era socotit profet și taumaturg. S-a dus cu Evlavie, se gândea la Andrei și Simon, cei doi nebuni pentru Hristos, pe care biserica i-a trecut printre sfinți. N-a apucat să se apropie bine că nebunul, cum l-a văzut, a sărit de pe stânca pe care tocmai se pregătea să-și înceapă predica și l-a întrebat: ești călugăr aici? Ești puznic? Ia spune cuvânt de folos poporului, cum te cheamă? Paisie, răspunse bătrânul supus, mirat că e luat în seamă, dar mai ales speriat. Bine, grăi profetic nebunul, în ghilimele, pentru Hristos, vorbind de sus, deși era cel puțin la jumătatea vârstei bătrânului Paisie, dacă nu mai puțin, apoi îndată se adresă credincioșilor: azi o să vă vorbească părintele Paisie. Dar nu știu să vorbesc. Sunt călugăr simplu, iartă-mă, îi spuse el în șoaptă rugător. Dar celălalt nu se lăsă convins și continuă, ridicând mâna dreaptă în sus, cu arătătorul îndreptat spre cer,
în numele Domnului îți poruncesc să vorbești, să te lumineze Duhul Sfânt. Ava Paisie își făcu cruce, înfricoșat de porunca și de chemarea numelui Domnului și începu. Îmi poruncește părintele să vorbesc, dar eu sunt simplu și păcătos. Mai mult nu putu spune. Îl podidi plânsul. Îi părea rău că nu știe să vorbească și că nu e de niciun folos nimănui pe lumea aceasta. Și fiindcă era un plâns adevărat, îi molipsi îndată și pe ceilalți. Vezi că știi să vorbești, vezi că i-ai făcut să plângă, îi spuse nebunul satisfăcut. Eu trebuie să le vorbesc un ceas pentru asta, că au inimile împetrite. Dar auzind acestea, Ava Paisie se senină deodată și zâmbetul acela care ținea locul cuvintelor se instală din nou sub mustața stufoasă ca un curcubeu după ploaie. Chipul se deschise și îmbrăcat în barba albă arăta ca un cireș înflorit într-o primăvară calmă. Îi privi astfel și se trezi vorbindu-le din nou. Dar nu plângeți, oameni buni. De ce plângeți? Dumnezeu e bun. Dumnezeu e Tatăl nostru. El face să răsară soarele. El dă glas păsărilor. El hrănește jivinile pădurii. El ne dă apă și pâine. Dumnezeu ne iubește. Dumnezeu vă iubește pe toți și știe cum vă cheamă și unde stați și ce nevoie aveți. Vă are pe toți în cartea Lui. Are o carte mare în care e trecută toată lumea, știu eu că o are și știu că vă iubește pe toți. Și voi îl iubiți, de vreme ce ați venit aici. Și vorbi, și vorbi, și cuvintele Lui fură consolări și încurajări, căci El le povestea despre Dumnezeul Lui, cu care vorbea acolo în pustia Sihlei, ca și cu un prieten. Din acele convorbiri rămase cu zâmbetul acela permanent, bun și cald, care acum, ca prin minune, se înmulțise pe fețele tuturor. Chiar profetul apocaliptic se lăsă prins de vraja lui o vreme, dar apoi izbucni pe neașteptate. Ești un călugăr prost și păcătos. Ce te-ai apucat să le spui? Vrei să-i adormi? Să se pocăiască, să plângă, să plângeți nenorociților. Și iarăși către Ava Paisie, aspru, du-te în chilia ta și plângeți păcatele, pleacă de aici. Eu am spus că sunt prost și păcătos. De ce nu m-ai crezut? Iartă-mă. Iertați-mă, le zise tuturor, și se întoarse și coborâ spre schid pe poteca îngustă, călcând pietrele cu grijă să nu le doară. În urmă, profetul amenințat una și fulgera în plină zi cu soare, căsnindu-se să aducă din nou furtuna, dar în ziua aceea casna lui rămase zadarnică. Amin.